Anul cocoșului de foc a fost întâmpinat la Deva. Manifestările dedicate anului nou chinezesc au fost organizate de Biblioteca Județeană Ovid Densușanu Hunedoara Deva în colaborare cu Liceul de Arte Sigismund Toduță din Deva, Universitatea Lucian Blaga Sibiu și Institutul Confucius din Sibiu. Anul nou este sărbătoarea bucuriei, a unui nou început, a optimismului și încrederii. Este sărbătoarea care se petrece alături de cei dragi, alături de familie. Noi pot să afirm acest lucru cu toată convingerea că de 4 ani formăm aici la Deva o mare familie. Familie care organizează cursuri de limbă și civilizație chineză extrem de apreciate de toți cei care doresc să se inițieze în tainele acestei culturi milenare. Familie care a oferit comunității locale o filială cu cărți în limba chineză a Bibliotecii Județene, prima de acest gen în România. Acum este în perioada de anul nou chinezesc. După calendarul chinezesc, suntem în an de cocoș de foc. Și am bun așa ceva, cocoș simbolizează, mai simbolizează multe lucrurile. Mai întâi e sfânt, puțin știi, se, după calendar, am vorbit cu calendarul chinezesc așa și 12 animale singură este cocoș, e păsăr, restul sunt animalele. Anul acesta la Deva, festivitățile dedicate anului nou chinezesc, numit și Sărbătoarea Primăverii, au avut loc la Deva Mall în Saldor, într-o ambianță primitoare și caldă. Aici a putut fi admirată o frumoasă expoziție de caligrafie și pictură chinezească, urmată de o expoziție de caractere chinezești, după care profesorul Xian Lu a invitat publicul la o incursiune în fascinantul univers al obiceiurilor și tradițiilor chinezești. De departe, cel mai așteptat moment a fost parada costumelor tradiționale chinezești, o explozie de culoare, de grație și ingeniozitate, care a smuls aplauzele celor prezenți. Desigur, nu au lipsit nici muzica și dansul, momentele muzicale fiind susținute de formații ale Liceului de Arte Sigismund Toduță Deva. Anul nou, care a început la 28 ianuarie, se află acum sub semnul cocoșului de foc, iar cei născuți în anul acesta vor fi harnici, descurcăreți, neobosiți în tot ceea ce fac, dotați cu mult talent și foarte încrezători în sine.